Începând de astăzi, 15 noiembrie, pentru creștinii ortodoxi și catolici a început postul Crăciunului sau postul Nașterii Domnului, care se întinde pe o perioadă de 40 de zile. Este unul dintre cele mai importante posturi din an, unde credincioșii postesc și se roagă pentru sănătate și bunăstare. Din punct de vedere al religiei, postul Crăciunului trebuie să reprezinte o abținere de la lucrurile rele, spuse sau gândite, care îndepărtează de Dumnezeu și de oameni. Când vine vorba de mâncare, postul Crăciunului este mai ușor față de cel al Paștelui, având multe dezlegări la pește, ulei și vin. În postul Crăciunului, credincioșii obișnuiesc să postească de carne, brânză și ouă, iar în zilele de luni, miercuri și vineri este indicat să se consume mâncare fără ulei și fără vin. Tot în post, în zilele de marți și joi, se face dezlegare la un de lemn și vin, iar în sâmbetele și duminicile până pe data de 20 decembrie, inclusiv, se poate consuma ulei, pește și vin. Există categorii de persoane care nu e indicat totuși să țină post. Acestea sunt persoanele însărcinate, copiii, adolescenții și persoanele care suferă de afecțiuni cronice. Postul reprezintă o perioadă în care ne exersăm voința și ne restricționăm din punct de vedere alimentar. Nu mai consumăm atât de multă carne și produse de origine animală, iar această perioadă o putem folosi pentru a înlocui proteina pe care o avem din carne, o putem înlocui cu leguminoasele. Deși aceste leguminoase, cum ar fi fasolea, năutul, lintea, nu ne oferă o proteină completă de care corpul nostru are nevoie, o putem combina cu cerealele integrale, pe care le găsim în orez brun, făină integrală, tot ceea ce conțin și fibre. În momentul în care consumăm aceste două produse, leguminoasele și cu cerealele integrale, se formează și ne aduce un aport de proteină completă. Bineînțeles că este important să consumăm și fructe și legume pe care le găsim în piață acum din abundență. Sunt foarte multe rădăcinoase, dovleacul plăcintar. Ne putem bucura și exersa noi rețete de legume prin toate felurile. În postul Crăciunului avem mai multe dezlegări la pește, astfel încât e bine să profităm de această oportunitate să consumăm cât mai mult pește pentru aportul său în grăsimi omega-3, care sunt foarte bune în această perioadă rece. De asemenea, putem înlocui untul cu nuciferele, cu nuci și semințe de dovleac, semințe de floarea soarelui crude, pentru că acestea ne oferă un aport de grăsimi nesaturate, benefice pentru corpul nostru. Ne putem bucura de fructe, legume, leguminoase din plin în această perioadă și e bine să ținem minte să respectăm cele trei mese principale pe zi și cele două gustări și să încercăm să nu înlocuim o masă principală cu ronțăieli, să nu consumăm mai mult decât este necesar pâine și orez alb, pentru că acestea au un conținut ridicat de carbohidrați simpli și în momentul în care sunt prea mulți nu este benefic pentru noi și pentru organismul nostru. Apoi este bine să ținem cont și de consumul de zahăr în această perioadă. Avem tendința de a înlocui carnea cu aceste produse de panificație cu mai multă pâine și atunci este în regulă să ținem cont că avem alte alternative mai sănătoase. Postul Crăciunului amintește de greutățile îndurate de patriarhii și drepții din Vechiul Testament în așteptarea venirii lui Mesia, Izbăvitorul. Pe de altă parte, se spune că durata de 40 de zile amintește de postul lui Moise de pe muntele Sinai, când acesta aștepta să primească cele 10 porunci scrise pe piatră de la Dumnezeu. Poporul român are multe tradiții și obiceiuri legate de acest post. La începutul postului se realizează și ofrandele rituale dedicate mai ales păsărilor cerului. De pildă, la lăsatul secului, ușile și ferestrele caselor, dar și porțile gospodăriilor,
erau unse cu usturoi pentru ca spiritele rele să fie alungate. Uneori, relele se alungau și prin zgomote și împușcături. Firimiturile rămase de la ospățul lăsatului secului se aruncau la păsările sălbatice pentru ca suratele lor de toate neamurile să nu strice recoltele viitoare. Vasele din casă în care se gătiseră bucatele de lăsatul secului se spălau și se lăsau noaptea cu gura în jos pentru a nu intra în ele spiritele rele. Un alt obicei se referea la prezicerea vremii după pieptul găinii tăiată pentru masa festivă. Astfel, dacă pieptul era gras, iarna avea să fie grea, iar dacă era subțire, avea să fie o iarnă ușoară și o vară plină de rod. În postul Crăciunului începeau și șezătorile. Femeile și fetele tinere se întâlneau pentru lucru, dar combinau munca și cu distracția, fiindcă în cadrul șezătorilor se derulau și numeroase obiceiuri cu caracter distractiv.